Ieri, în ședința ordinară din luna aprilie a Consiliului Local Municipal, a fost aprobată schimbarea denumirii Liceului Tehnic Buzău în Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza. Stabilirea noii denumiri a fost hotărâtă de Consiliul de Administrație al Liceului Tehnic și înaintată Consiliului Local al Municipiului Buzău, care a supus proiectul de hotărâre la vot. Proiect de hotărâre numărul 37 din 12.02.2024 privind schimbarea denumirii Liceului Tehnic Buzău în Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza, începând cu anul școlar 2024-2025. Unul dintre consilieri consideră că recentele schimbări de denumiri de străzi și de unități de învățământ din oraș îi bulversează pe buzoieni. Am început cu schimbarea denumirilor de străzi, acum începem cu schimbarea denumirilor de unități de învățământ, licee și școli. Nu văd rostul și nu văd de ce facem lucrurile astea, pentru că și așa i-am bulversat pe cetățeni cu schimbarea denumirilor de străzi. Acum începem și cu unitățile de învățământ. Nu știu dacă era o prioritate schimbarea denumirii. Am văzut că s-a întâmplat și la Colegiul Economic. Acum luăm toate liceele la rând. Care este motivul? Răspunsul ceva mai apăsat a fost oferit de primarul Constantin Toma. Vreau să vă supărați pe mine. Trebuie să ai multă educație și multă cultură să-ți dai seama că acordarea unui nume, și ați vorbit de doamna Geta Burducea, care este chiar la PNL, numele acelei școli economice a fost Marele Voievod Mihai, nu am făcut decât să, la propunerea dumnealor, atenție că nu a fost inițiativa noastră, decât să aducem adevărul istoric. În 1949, comuniștii au desființat denumirea de Marele Voievod Mihai și acum, la propunerea liceului, a oamenilor de acolo, a copiilor de acolo, s-a dat denumirea de Regele Mihai I. Alexandru Ioan Cuza, deci un nume îți dă și o identitate, îți dă și o energie pentru a continua, pentru că un nume poate inspira. Din cauza asta se schimbă numele și nu la inițiativa lui Toma, și la inițiativa acelor oameni care trăiesc acolo și fac ca procesul de educație din acest oraș să meargă mai departe. Președintele de ședință a restabilit ordinea și adunarea și-a urmat cursul firesc, iar proiectul a trecut cu o singură abținere. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 21 de voturi pentru și o abținere. Conform acestei hotărâri a Consiliului Local Municipal, Liceul Tehnic se va numi de acum Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza, conform dorinței elevilor, profesorilor și personalului nedidactic din unitatea de învățământ.